În conformitate cu discuția primarului numărul 38 din 22 augustie anul 2019, invităm să participați la lucrările ședinței ordinare al Consiliului Procurorilor noastre din București, ce va avea loc în data de 21 augustie, din 21 augustie, ora 13, la sediul primăriei Comunii Sămbureni, în sala de ședință. Ordine de zi este următoare. Colegi de hotărâre, privind alegerea președintele ședință, inițiator primarul Comunului, însoțit de raportul de specialitate a secretarului general al Comunului și este transmis consilierul de specialitate Comisiei de Specialitate 1, 2 și 3. Pentru 2. Proiecte hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local al Comunului Sămbureni, inițiator primarul Comunului. Pentru 3. Proiecte hotărâre privind solicitarea suprafeței efective din circuitul agricol a suprafeței de 67 de metri pătrați și a scoaterii temporar din circuitul agricol a suprafeței de 526 metri pătrați, teren situat în extragranul satului Sămbureni, comuna Sămbureni, județul Bacău, în vederea realizării investiției de utilitate publică locală alimentare cu apă, potabilă a satelor din comuna Sămbureni, inițiator primarul comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, inițiator primarul comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 45.000 lei pentru organizarea sărbătorilor în potopirea Brad de Crăciun, inițiator primar, și atât, nu? Proiect de hotărâre prin aprobarea realizării unui raport de acces pentru rampă. Ce? Rampă. Pentru personal cu handicap la spațiul cu destinație de cabinet medical situat în comuna Sândurieni, satul Verșel, județul Bacău, inițiator primar comun. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea partizării unei sume destinate cultivilor, inițiator primarul comunei. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunii Sămbureni, inițiator primarul comunei. Punctul 9. Diverse. Dați în de acord cu ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre, privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raport de specialitate al secretarului general Comunei Sămbureni, transmis Consiliul de Specialitate în Ungheștiu. Asta propunerea eu sunt de acord, da? Bun. Cine e pentru? Ca spunea, cine e pentru? Următorul. Așa, punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Sămbureni, inițiator primar comun. Prin apariția la 1057 codul administrativ, se impune ca să se modifica și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, care va fi strict pe 1057. Nu sunt mari modificări decât unele, să zicem așa, de substanță, structura rămâne aceeași. Validarea se va face de către judecătoria Consiliului Local. Când se va constitui Consiliul Local, atunci va fi doar așa un vot. Va veni de încredere, nimic altceva. Deci nu poate să fie nimeni împotrivă. Deci atât timp cât este validat. Mai departe, va fi vorba de reorganizarea comisiilor, că și cum va face și va convoca de fiecare dată membrii comisiilor. Secretarul comisiei va face prezența, deci va face contajul și prezența, se va înainta și funcție de acel contaj și care va primi în acea indemnizație. Mai departe, deci se aseamănă cu ceea ce a fost până acum. Dar atâta timp cât este OGR 57 în vigoare, deci trebuie și noi să facem la fel. În baza la 57. 215 de aprobare. Discuții?
Este OG 57, codul administrativ. Care codul administrativ a fost? Deci, de anul ăsta, nu cât a fost. 215 a fost până în iunie. Deci, 215, legea administrației publice. Deci, alegerea, validarea Consiliului Local se făcea numai pe 215 și pe statutul aleșilor, statutul aleșilor locali. Numai pe statutul aleșilor locali este abrogat. 57 reglementează acest lucru. Noi când am făcut atunci după alegerile locale, nu am făcut în 215 și statutul aleșilor locali. Fiind abrogate amândouă, trebuie un nou regulament care să fie în conformitate cu OG 57. De aceea am și spus. Deci singurele modificări majore sunt la validarea consilierilor locale. Consilierii locali vor fi validați exact ca și la primar de către judecătorie. Nu de fapt validați. Nu. Până acum, deci, în ședință se făcea validare. Nu s-a făcut niciodată la consilierii locali. Consilierii locali. Cum de 4 ani de zile aproximativ nu sunt invalidați? Nu, n-ați înțeles. Deci, consilierii locali erau în ședință. Deci mandatul lui validat. Da? În ședință de Consiliu Local. Da. Nu de judecătorie. Deci, exact ca și în cazul primarului. Validarea primarului se face de către judecători. Da? Ei, cum s-a făcut până acum și se va face și în continuare validarea primarului, deci amendată de primar, de către judecătorie, așa se va face și pentru consilierii locali. Bun, acum, deci, acum se face, mai sunt 4 luni de zile. Da, intră în fiecare. Deci, de ce? Deci, de acum, de 8-20, așa se va aplica. Pentru alegerile următoare. Nu se fac modificări la numărul de consilieri, vor rămâne aceiași. Nu se fac modificări la și comisii de specialitate. Vor rămâne tot 3. De ce aici am spus? Nu înțeles să mă întrebi. Înseamnă că mă întrebi și pentru mandatul următor. Exact. Dar nu acum. Da. Deci asta e aplicabil? Da. Da. Dacă spuneați așa, era ok. Adică nu mai puneam întrebările. Nu a fost ok. Că au înțeles tot. Da. Tu dacă vreți că au înțeles tot? Nu, acum au înțeles tot. Adică pentru mandatul următor, adică validarea, așa, atât a primarului, cât și a Consiliului Județean, Consiliului Local, se face de către judecătorii. Dacă spunea lucrul ăsta de o secretar, I-am spus cum ce se modifică, așa am spus, ce se modifică, că de acum încolo. Deci, eu pentru ce am înțeles, am spus. S-a înțeles. Proiect de hotărâre privind solicitarea scoaterii definitivă din circuit agricol a suprafeței de 67 metri pătrați și a scoatere temporar din circuitul agricol a suprafeței de 526 metri pătrați, situată în extravilanul satului Sândulene, comuna Sândulene, județul Bacău, în vederea realizării investiții de utilizare publică locală, alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sândulene, inițiator primarul comunei. Acest punct, în cartea o a spus apropiat. Prima dată este vorba de puțuri de la alimentarea, de la investiția alimentară cu apă. Este vorba de cele 7 puțuri, cele 7 găuri de captare și conducta care duce spre podul la Vârșești. Prima dată am încercat să scoatem toată suprafața din circuit, 60.000. Cei de la Direcția Agricolă au zis că sunt foarte mult și trebuie să plătim o sumă foarte mare. Și nu este ok. Am revenit cu 22.000, ne-am dus cu documentația, ne-a spus totuși este o suprafață mult mai mare, scoateți din circuitul agricol doar suprafața de puțuri. Adică un puț are 37 de metri pătrați, mulți cu 14, sunt 526 și conducta de 60 de metri. Adică nu mai scoateți dată suprafața, doar suprafața puturilor. Celor 14 puturi. Dacă veți constata că de la 60 de mii, când am avut 66 de mii, acum avem 526 cu 70, 610 mii. Discuții? Și probabil la puțurile astea va fi și în circuit cu car, nu? Am văzut. Aici este, că nu vor fi în circuit de car, va fi o suprafață aici, nu prea ne-am înțeles eu, o să executăm niște lucrări pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați un gal, ei vor să scot circuitul numai puțurile.
Și am zis, domnule, cum o să construiesc eu galburile în vederea autorizării de la DSP, dacă dumneata îmi spui numai 526 de metri pătrați. Așa o solicitat, așa facem. Vedem ce se întâmplă. Dar noi inițial am aprobat... Inițial noi am aprobat toată suprafața aia. Și acum, și-o dat seama că este multă mare, scoturi foarte mari, nu știu ce, s-o revenim exact pe perimetru. Dar inițial a fost scoasă. Scoaterea până în trecut era făcută de Ministerul Agriculturii, acum este făcută din Direcția Agricolă. Deci nu avem... Noi vorbim în Consiliul Local, așa inițial am aprobat-o. Dacă se continua, puteam să o scoatem în scoatare. Din cauza costurilor, bănuiesc lucrul ăsta. Bănuiesc la 6.000, de la 1.000 la 6.000, îți costă, nu? Dumnealor au decis. Adică dacă veneam cu suprafața, mă duc, da, dar eu am nicio la suprafața. Da. Este a treia oară. Putem să nu facem aceste lucruri, dar scoatem în civil, adică, dar în vedere, în momentul autorizării ne trebuie toate documentele, adică le faci dinainte toate documentele. Te trezești cum este o comună, nu știu, dincolo de Tata Neamț, că stă de un an de zile și nu poate să fac un studiu de lucrări privind alimentarea cu energie electrică, spre exemplu. Și noi aveam o problemă pe energia electrică, alimentarea la stația de canalizare, deoarece consumul este de peste 35 de kW și la un consum de peste 35 de kW nu te poți lega decât la mediul. Da. Pe un sacru de mediu. Și atunci eu am văzut să mă reg, am făcut un plașament în capul tiselor dumneavoastră pentru puțul, este sub 35. E ok pentru alimentarea cu apă, eu credeam că o să mă alimentez și de stația de canalizare. Nu se poate, că are 53, peste 35, 53. Și atunci trebuie să facem un proiect cu stâlpi prin cotul Panorama. Nu prin cotul Panorama, prin spatele lui Mihai. Este în prima dată până jos. Nu-i mai este prin pământ? Dar sunt două variante, adică și prin pământ. Deci încă nu s-a luat decizia. Dar costurile sunt foarte mari. Costurile sunt foarte mari. Acum nu știu ce să zic, 500 de mii, 5 miliarde. Mi se pare foarte mult. Dacă e băgat calul prin pământ, n-ar trebui să scoți atât. Cu stâlp, da. Nu are proiectul. S-a altă legătura cu un proiectant, lucrurile sunt puțin mai complicate. Trebuie un aviz de la Eon, puțin mai complicate. Deci, abia acum suntem în stadiul de proiectant. Eu ce pot să vă spun, estimativ, dar mi se pare și mie foarte mult. Da, dar și proiectarea trebuie să facem conform cerințelor, sau conform unui calcul de cost. Dacă e mai ieftin și ne se aprobă să-l băgăm prin pământ, proiectăm, doar nu să facem două proiecte. Da, cum să zic, aveți dreptate, dar e un studiu de soluții. Și atunci tu aveți soluția cea mai rentabilă din punct de vedere economic, dar nu neapărat din punct de vedere, și din punct de vedere al investiției sine. De exemplu, ei ce vor să facă? Că să pună un transformator astfel încât dacă se întrerupe curentul aici, în partea asta, să fie curent din partea asta, din transformatorul ăsta. Nu știu, e puțin mai complicat. Adică de la două linii, dar multe că nu știu. Când o să vin, o să vă prezint proiectul ăla. Că soluția o dă eu, nu o dăm noi. Nu o dăm, e o specialitate. Da, e o nouă. Mie mi se pare foarte. Statul Leon. Sunt cel mai rău caz, cumpărăm un generator de putere mare. Nu poți funcționa cu generator. Să ai curent continuu. O generator de asta mică, sunt generator. Pare puternic. Mulțumim. Da. Întrebări, vă rog frumos, dacă... Mai sunt discuții, nu? Nu, 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 n
referi hotărâre privind rectificarea bugetului local, se anul 2019, negociată la primul an comun. Aici este o rectificare pe capitol și este un nivou aproape de 200, este vorba de 6.000 de lei. Știți că pentru Biserica Ortodoxă de la Sădurea ne-am aruncat 20.000 de lei, am cumpărat pavere de 138.000, ne-au rămas 6.200 de lei, paverele sunt depozitate în fața bisericii, aș vrea să remontăm. Avem 6.200, am alocat încă 6.000 de lei pentru montarea paverelor, pentru Biserica Ortodoxă Sădurea. Deci 12.200, nu știu cât e, 30 de lei metri pătrat, tot fiind și nu, maxim. Am zis că 12.000 te încajun, 12.000. 300 de metri pătrați, plus rotulare, rigolare. Am zis că 12.000 ne ajung. Ajung, nu? Ajung. Și mai avem încă 25.000 de lei. Doamna contabilă, tot a luat niște bani. Am avut pentru balastul care s-a dus în comună, 25.000 de lei, acum i-a dus înapoi. Tot a luat pentru drumul și acum i-a dus înapoi acei 25.000 de lei. Asta este rectificarea de buget. Adică biserica. Am pus aloc și pentru biserica de la Verșești, montarea pavelelor. Părintele a zis că se descurcă dumnealui, montarea pavelelor. E ceva. Deci, îmi curgează 25.000 și 6.000 pentru biserica de la Sămure. Dacă reușim să... Ce până la bărat? Sunteți de acord. Deci, punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume de 45.000 de lei pentru organizarea sărbătorilor în pedagogie drag de Crăciun. Să ne ziceți acord cu noi. Da. Știți că la proiectul de buget am alocat 45.000 de lei pentru organizarea sărbătorului pedagogie drag de Crăciun. Aici, incluzând în podobirea Vladului și festivalul de date și obicei. Am transmis o adresă către Unitatea Școlară să vedem câți copii sunt. Adică vreau pe această hotărâre, exact cum s-a făcut în fiecare an, câți bani dăm de copil. Am avut probleme, am făcut 4 ani de zi când a venit curtea de conturi, fântânarea de spectacol, filmări tradiționale și câți bani dăm de copil. Câți bani propuneți pentru copii? Sunt 470 de copii, sau 480, 470, mai 470. Anul trecut, știu că ne-am dus la 6700, 7000 de lei, toate cheltuielile. Cam 15 lei... Dar n-a fost 15 lei. Nu, 13 lei, corect. 13 lei, parcă, 13, dar doar n-aș fi mai bine. E stabilit, bro. E un quantum. Și curtea de cont, mi-a spus quantum. Adică, eu nu pot să mă duc la 17 lei, dacă dumneavoastră ați aprobat 12 lei. Păi, în cazul ăsta ar trebui, dar trebuie văzut ca ce se pune acolo, știu, nu poți să fie și nu poți. Nu poți. Și dacă mai pui mai puțin cu un leu sau mai mult, nu te ajunge. Dar s-a întâmplat odată când nu a ajuns 5.500 de lei și a venit acolo de toate. 5.500 de lei. 5.700 de lei. Da, da. E așa, acolo, 5.700 de lei. Dar știți cum se face noi? Se duc doamna Libia, Nicoleta, Gravista, se duc la un supermarket. Noi, în general, luăm de la un magazin, ne avem mai ieftin, mi se pare mai ieftin. Duc la metro, cu ieftin tare. La metro? Da, uite, este dar și nu. De exemplu, cu șturierele alea mici, cele mai ieftine sunt la serios. Deci, cele mici, cele mai mici, sunt la serios. Da, șturierele alea, la serios, cele mai prețuri din Bacău. Îți mai prețuri. Eu spun că eu vorbesc din prăjituri. Bine, nu am prăjituri, dar restul, cu fructe și ei, dar cu toate la care sunt mai prețurile mici. Da, adică, știți cum e? La cantități mari. Cumperi o banană, cumperi gole, nu cumperi. Într-un magazin, un articol aici, așa, în altul. În coșul ăsta trebuie urmărită și calitatea, nu putem pune... Pune calitatea, dar, în general, ca să fie coșul mai mare, mai pui când o pungă din fufurie, de-aia... Nu se vede, dar dacă consilie, o exprimă, o exprimă. Mai să mă întâlnesc, să spune așa. Domnule consilier, așa.
pentru lucrul ăsta, deci eu propun 15 lei. Dacă spuneți mai astăzi, nu suntem de acord. Dar cum v-am pus 13 lei? Cât 15 lei? 15 lei, da. Nu mai... Și s-au mai scumpit și atunci mai bine 15. Care a fost costul anul trecut? 6.000 și ceva. 6.200. Sunt 7.500. 7.500. 7.500. Dar nu mă obiectiv. 15 de idee. Dom'le, dacă faceți 16, vin iau în ședință și va la bonul. Îi mai bine și vorba. Un 16 și dacă e 15. Nu-i problemă, da, exact. O marge de eroare. Exact. Da. Și acum cu festivalul Gata și Obicei. Dar e o situație de a, sincer să fiu, anul ăsta nu mai știu pe cine s-a dus. Mă gândeam, dar eu vă propun. Cântă foarte frumos Plăieși. Foarte frumos. I-am văzut, la vezi. Ce dată vreau să faci? Pe 27. Foarte frumos cântă Plăieși. Nu am luat legătura cu ei, eu am vorbit cu Ciprian, cu cei care au organizat. Poate le vorbim cu zei. 27 este lucru normal. Este sâmbătă, așa au fost întotdeauna. Așa au fost întotdeauna. Așa au fost întotdeauna. Da, e vorba de lucru, 27, acum. Ce la nu? Ce ce-a vrea la coapă? Nu știu, dacă era sâmbătă, era bun. Era numai de lucru. Toată lumea e liberă. Da, ca să poate și mai. Toată lumea e liberă. Da, totuși vinerea este sărbătoare. Sâmbătă nu e sărbătoare. Mergem pe sărbătoare. Indiferent. Dar oamenii de la locul nu se zgadă nimeni. Asta e. Nimeni. Tot vin pola 4. Corect. Vin pola 4. Da. Dar și-o sătate de urmă. Pentru cază. Că se bagi în cază pe mâna acesta. Vreau foarte concis și clar să nu apură. Pentru? Capre. Să mâncă de bani. Să mâncă de bani. În general. Cât echipii sunt din asta? Sunt mica de bani. Care sunt? Faci imediat, băieță. Ce? Imediat. Ai, nu. Tai. Nu, dar nu este echipă, de exemplu, din Stiușu, unde suntem de bani, unde din Greșu sau... Nici eu n-am fost corect, să zicem așa. Cei de la Greșești să le dai bani egal cu cei de la Stiu. Sunt frumoși. Poți să-mi dai și la acum celălalt. La care se pregătesc așa de la Greșești, se pregătesc 3 săptămâni și aia spune zică în cap. Dar numai la muzică cântă. Și la muzică cântă. Sunt 45 de milioane de dolari. Nu mai rămân nimic. Dar nu putem să dăm. Am văzut de câte oameni ca prestația fiecare. Prestația fiecare. Deci nu putem să dăm aceeași sumă. Deci nu mă ia. Facă și suntem pe echipă. Muzica. Adică proceată. Muzica. Un deșeria și meșeria. Sau un oră-i salamor. Da, corect. Corect. Aici ai dreptate. Din cursul și să vă mulțumesc. Dar să vină cursul, nu vorbim cursul. Da, să vină cursul, dar să vină cursul. Dar pe sală, nu? E să fie dur, să fie dur. Aici, ca să fiu ok, cum să faci? Primarul să decide, s-a pus să fie. Da, da, decide și mai bine așa. Și faceți domnul primar toate s-o trebuie. Dar aici, în capul ăla, trebuie să fie asta. Deci, asta am văzut și mi-o ocup. Sunt copiii noștri, trebuie să le dăm bani la câți copiii noștri de aici. Dar în funcție cam cât ar fi și într-o echipă. Mai, la asta am văzut. Păi să rămână bani și pe care cât. Până la oameni, trimit de lei, așa. Dacă ai luat din 45, ce sunt de milioane, nici 100. Dacă ai luat de acolo pentru școală, deja așa, sunt gata, ai terminat. Nu știi ce mai împart. Păi numai altii ce îți poți. Nu mai știi ce să mai împart. Nu că te văd. Nu-ți bani ca să... Dar nu mai bine să mai mâncă, ăștia sunt bani. Domnul primar. Sumele au fost alocate în capul pentru capul. Vă hotărâți dumneavoastră, domnul primar. Rezervă nu mai nimic? Nu, pentru capul. În buzunar. Sau ce vreți să... Câți 8.000 de lei parcă? Câți 8.000? Câte 100 de lei parcă? Dar puțin... Dacă dacă n-ajung, fac și eu ca ea. Păiești cât răieți? 3.000 de euro, lumea cea lui Păiești. Video. Da. Și nu vin fără 5.000-6.000 de lei. Da. Ia, 200 milioane sau 200 milioane.
Pe puțin. Și poate fi o specie. Artificii pe specie. Dar ce să faci? Deci o șucam 6.000, 6.000 de lei. Dat-i și eu. Dar mai vin cu 6.000 anul ăsta? Nu. A crescut prețul. Și la transportul, că sunt... El e tot așa. Nu mai vine 6.000, mai pe trai 1.000. Am luat un minim la 5.000, dar s-a dus la Hepri 11, la Hepri 18, la noi. O împușcat doi Hepri dintotdată. Domnule, eu, părerea mea, ceilalți colegi mă întâlnesc dacă era așa. Noi am aprobat suma care ați spus-o dumneavoastră, mă întâlnesc, care este în buget. Vă hotărâți dumneavoastră. Dumneavoastră, mă întâlnesc, stabiliți și ieșiți la un... În funcție de banii care rămân. Să ieșiți la capăt. După cât tăreți. Cu limbate. Dacă am aprobat suma, noi ați o mândere să vedeți dacă cum o... Nu? Ce să... Ce să... Da? Ce să mai... Da, ce să spun eu? Punem noi, eu vă sper un metru de capul de ăsta. Nu mai spune nimic. Noi am aprobat suma, noi ați o mândere. Da. Vedeți dumneavoastră. Deciniți. Da. Să o scoateți la capăt, că asta e viața. Da. Ce sunt mai... Punctul 5? Spune la vota asta. Asta a fost părerea mea. Nu ai spus-o la vota asta. Spune un vot. Ce e pentru părere? Da, dar am zis, sunt eu de acord. Vorbește de punctul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării unei rampe de acces pentru personal cu handicap la spațiu lung destinație de cabinet medical, inițiator primarul comunii. Stomatolog. Situat în Sânduveni, sat Sânduveni, județul Bacău, inițiator primar. Da, Și am pus 1.000 de lei. Sau cred că eu sunt omul, 1.000 de lei.
Sunteți de acord? Împotriva, abține. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciilor voluntar pentru situații de urgență al Comunii Sandeleni, inițiator primar. Este acum un ordin al Ministerului de Administrație și Guvernelor 75/2019, care la un moment dat noi de la structura de C1 trecem la structura de V2, da, asta vă spun că așa este termenul tehnic, și o altă plecare organizată. Singura problemă ce va fi, la un moment dat, va trebui mai mulți angajați și va trebui să avem și autul special. Când? Și problema care este că acest serviciu de voluntariat pe vechiul ordin, la data de 29 decembrie sau pe 27, se desfințează de la sine. Problema cea mai gravă este că vii cu un ordin și îmi spui să iei o mașină specială de aia. Aia costă 7 miliarde. Cum să-ți iei eu 7 miliarde din bugetul din primărie? Ai venit cu ordinul, dăm tu mașina. Noi facem toate documentele, înființăm, tot organizăm, dar sumirea să iei un bun, sunt 7 miliarde. Și nu te aveți să vă depozitați, că ai plătit, deci nu trebuie să faci un risc personal care îl treține. Adică, chiar spun sincer, noi acum în cortul primăriei, având atât de multe investiții, 7.000 de lei mai avem în bună asta. 7.000 de lei, 70 de milioane. Niciodată nu am plătit așa. Să nu plătim ca și o mașină de gunoi. Dar atât de multe investiții... Ei mașină de gunoi și după aia nu deschidem. Nu ți-o ia să faci. Dar suntem puni și nu mai da. Nu mai folosești. Nu mai folosești și vine alții cu regulile lor, știi? Adică cam așa sunt acest ordin, dar gândește-te și la implementare. Ha, bine, noi suntem o comună nici mică, nici mare, de mijloc. Dar ce faci cu o comună, cum să zicem, cum este Stănișești sau Vântuien? Se angajează oameni pentru asta. Ce faci? Voluntariat. Voluntariat? Bine, va fi voluntariat de visa ca și cum mai că nu va fi acea. Se plătesc, dar nu e visa ca și un angajat. Bine. Dar vedeți dumneavoastră. Alte criterii. E puțin mai complicat. Ei vor, dar dă-ne bani să cumpără. Încet, încet, vor mă des anunci totul în comună. Da, dar nu se poate. Că ai un buget foarte limitat. Totul s-a luat și pe comun, adică se... E foarte imitat, nu mai poți să faci nimic. Da? Mai sunt discuții, nu? Sunteți de acord cu punctul 8? Da, acum am punctul cel mai comun, divers. Aici, dacă îmi permiteți, înainte de... Poate cineva vrea să-mi adreseze câteva cuvinte, vreau să vă felicit cei care la sprijinie pe domnul Claus Iohannis, este președinte. Vă felicit pentru frația asta și la... Sper să ne reprezinte corect și cinstit și în țară și în afară. Este președintele nostru, trebuie respectat. Chiar dacă personal nu sunt de acord cu anumite puncte, respectul față de președinte și ar trebui ca toți cetățenii comunii și a statului acest de drept să respecte președinte, în același timp și președintele să respecte cetățenii. Dar eu vă felicit cei care au fost cu domnul Claus Iohannis. Și diverse, așa, așa. Nu mai puțin, și cei care au sprijinit pe domnul Claus Iohannis, rămâneți tot așa, echidistanță, în hotărâri Consiliului Local, pentru că, sincer, eu am fost foarte mulțumit, chiar dacă s-a făcut parte de la alte partide, a fost ok. La început, în 2016, anumite persoane, dar nu trebuie nominalizate, doar spun nouă. Dar, în general, a fost mulțumit și vă mulțumesc și sper că acum, pentru că mai e o perioadă foarte mică până la alegerile locale, acum, până în decembrie, nu va fi multă agitație, dar începând din data de 15 ianuarie, 30 ianuarie, va începe agitație. Eu vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră care vreți să candidați. Eu nu am să mă supăr niciodată, eu o să fac o campanie corectă și cinstită, dacă o să candidez, și sper că am fost local să nu fie cel prin acele 3-4 zile, care aici sunt cele mai importante. Adică, și eu voi face negocieri, să zicem, în sensul că la proiectul de buget local o să vă chem pe toți și o să discutăm astfel încât să nu existe probleme, discuții, cerțuri, tot o să fie ok. Mă uit la televizor, la anumite comune, știți și dumneavoastră, vecinii din partea aia, vecinii din partea stângă, de exemplu, scoțieni, da? Certuri, discuții, domne, nu se poate așa, adică suntem totuși la anumit nivel, înțelegerea este cea mai importantă și vreau să mai spun ceva. Înainte, poate,
Na, toți ne gândeam să fim primar, dar să știți că acum funcția de primar nu mai e o funcție de primar în care să te bucuri de ea, să... No. Și mai mult de atât. Nici nu ai neînțeles, închide-te rog frumos, închide-te rog frumos, nu mai ai nici respectul cetățeanului. Înainte, domn primarul, popa și cu polițistul erau respectați, consilierul local, acum nici nu mai este atât de respectat, nu vedeți? Dacă nu i-ai dus cetățeanul o mașină de balastru, te-am jurat, poți să-i dai orice. Dacă ți-a spus mâine să-i duci și nu poți și duci peste o săptămână, tot ești jurat. Dacă tu ai un stâlp, acum mi-a venit ideea, ai un stâlp în curte vis-a-vis, tu ai mutat galul, nu mai dă voie să intre să, la transformator. Adică stâlpul nu e al lui. Dar oamenii s-au îndrăgățit. De ce? Au pus stâlp sau și-au pus stăpânire pe proprietățile, pe domeniul public, acum se cred că este proprietatea dumneavoastră. E o situație foarte e indiferent. Eu vă doresc mult succes și sper că doar atât îmi doresc să fie liniște în Consiliul Local. Da, mulțumesc frumos, suntem. Domnul primar, acum vreo două luni de zile am cerut ca să fie ca la niște balast pe ulițele spre cimitir și prin strada din dreapta spre Iulian Marasans. Spre cimitir s-a pus. Nimic de spus. Ați venit cu balastul până Andrei în partea salată. Acum, vreo două săptămâni, ați început să cărați masiv balast. Ați făcut o treabă bună prin privința asta. Când ați ajuns jos la bine, dumneavoastră, angajați-i dumneavoastră. La Sasco Gheorghi, acolo s-a oprit. Nu știu cine s-a din colțul casei mele, imediat pe dreapta. Dar nu contează, vreau să spun, este un codeț acolo. Și întrebi un angajat de-al dumneavoastră. Ui, da, în continuare mai pui balast? Și mi-a arătat mobila mea care l-am văzut, dar ai balast acolo? Ei, ești bolnav cu capul? Până m-a costat pe mine 20 de milioane mașină de balast de-am adus. Să-l iau pe pun pe drum? Și acum ce se întâmplă? Vin foarte, foarte mulți mașini în cursul ziua și noaptea. Tot noroiul ăla îl care jos până la Nelu Horvat. Veniți numai să vedeți ce este pe drum ăla pentru două, trei mașini de balast. Ce credeți? Eu m-am zis, doamne, dacă eu sunt consilier din partea PNL-ului, este o răfuială politică. Asta am zis. Eu am mintea mea. Jur. Nici nu știu despre ce este vorba. Eu am trimis mașinile să duc acolo și doar și de cine a spus? Eu nu știu. Unde... Nu m-am întrebat că nu știu nimic. Exact unde sunt la ambasade Tombevale, unde fântâna da. În ziua respectivă nu mai avut timp să duci, dar aducem și acolo. După aia au venit, trebuie să ne ducem, unii s-a făcut noroiul ăsta cu săpatul apei. De asta n-a mai. A doua zi trebuia să venim acolo. Dar măcar nu trebuia să-mi spună așa că trebuie să-mi spună așa. N-ai balastor, o să-ți mașină adus acolo. Ce să vă mai... Mult. Dar n-ai ce pasă. 20 de mașini. Dar la Bârșulești... Dar nu e mai la mata, mai este și pasă aia mult. Aia mai sunt în vreo 3 puncte. La comandul să ajungem și acolo. Și mata, unde zici că nu ți-o spune? Putem domnul. Nu față, nu-mi pindru, că în fața porții la mine tare. Ai duci pe uliță la piață, ce? Ulița aia unde ești pe drum. Nu, și uliță și chiar și pe drum, în fața porții. Ce? O stricat ulițele, canalizarea o stricat și a trebuit un fost apă și canalizare,
Acolo au fost cutii început. E situația foarte așa. Dar ăștia care au făcut lucrările, firmele care au făcut lucrările... Aia nu trebuie să pună balans? Face priboala pe aceea. Datoria lor acolo. Și-a rămas pe lumea. L-a rămas pe lumea după ei și după. Exact, o luat. Balans pe lumea. Iar acum am întrebat uite așa. Dar să știți că cine o călese un balast foarte fin, adică este istor. A cerut cineva 3-4 roabe, să știți că i-am dat, că trebuia să toate acolo. E ok, e ok. Dar oricât acolo este marginal. Să nu fie nimic, e o zonă frumoasă, să fie un verzi. Corect, nu corect. Nu e o zonă frumoasă. Și teatră și balastul se va construi în față, adică respectivul de casă. Dar nu, adică eu m-am gândit că, doi, a venit totul bine până aici. Biulința asta la altă la Micloșa într-o venit totul bine aici și aici unde este, mă, și aici. Dar ce angajat ți-a spus? Că nu avea dreptul să spun. Ei, nu spună, deci n-am voie să spun angajatul ăla. Dacă așa, nu? A, să spun? Da, pentru că... Sorin șoferul l-am întrebat, zic, băi, pe aici mai pui? Și-a zis, nu, dar n-ai acolo. Dar dă cu timpuri, n-am ce să fac. Eu am înțeles că v-a spus că în partea aia am pus sort. Știți că l-am venit cu sort atunci? Da, pe partea care vine la cimitir, da. Și aici am spus balast singur. De la el așa, am avut discuții cu sort. Eu l-am spus că mi-ai eu spus și am zis că da. Deci discuția care a fost atunci, cu partea aia am pus sort. Acum nu știu ce v-a spus. Lăsați să rezolvă. Da, să rezolvă. Poate Sorin șoferul a vorbit din urmă așa. Păi tocmai nu m-am zis așa. Da, și cum am zis și acum, ca să... Sau deci domn primar, că i-a angajat o primărie. Da, da, da. Altul pe noi. Nu e așa, domnul. Vreau să fac două propuneri legate de bugetul de drept și trebuie pentru anul care vine. Prima ar fi ca să vă gândiți bine la sumele care le pune pe capitole în bugetul pe întregul an, ca să nu mai fim nevoiți în cursul anului să facem tot timpul rectificări de buget. Pentru că sunt unele lucrări de investiții, au plecat de la anumite sume și acum dacă tot iei și le analizezi, nu știu care are memorie de calculator, să știe exact cât și cât s-a majorat la o investiție la alta. De asemenea și pentru cult. De asemenea și pentru cult. De asemenea, dar lăsați-mă să vorbesc, domnule. Eu v-am lăsat. Deci, de asemenea și la culte. De la începutul anului stabilim suma totală pentru culte, suma ce revine fiecărui cult în parte. Și atunci cel care conduce cultul respectiv, preoții, sau Consiliul de Administrație, știu, bă, eu am cheltuit 50.000 de lei, mai am 20. Și nu mai trebuie să facem noi de la o perioadă la alta, tot rectificări. Și noi nu știm nici cât s-au investit, nici la care s-au dus, la care le dăm mai mult, la care le dăm mai puțin. Și ei, preoții, conducătorii cultelor, lucrează altfel, când știu exact cât au cheltuit la începutul anului și organizează activitatea, stabilesc cheltuielile pe priorități și cred că ar fi mai bine așa. Da, și încă o chestiune. La expunerea de motive pentru bugetul respectiv să fie cuprinsă la partea de venituri și veniturile realizate din activele primăriei Zândurene. Că sunt anumite activi prin care noi puteam să fie realizat venituri. Nu știu, s-a realizat, nu s-a realizat, cum s-a realizat. Deci să fie prinsă în expunerea de motive și acestea. Cât s-au realizat, din cât s-au realizat, ce ne-am propus pentru anul viitor să realizăm tot din aceste motive, din aceste activi. Imaginei de 4 luni. Păi, dar nu e pentru 4 luni, e pentru un an întreg care urmează. Noi mai fi eu sau noi mai fi
consiliem, că mai fi cu tare sau nu mai fi, dar ca principiu cam așa trebuie lucrat și până acum. Și până acum trebuie lucrat așa. Deci nu contează cine o să mai fie. Consiliul local, care o fie atunci și cine o fi parte din consiliu. Da, cam asta e. Ca nimic, să vă punctual. La prima întrebare. Și o să răspund același timp. Dar nu e o întrebare, domnul primar. Sunt niște propuneri, dacă undeva să presupuneți pontieri, foarte bine, dacă nu, nu trebuie. Am spus, Mata mi-ai spus un anumit punct și răspund și domnul Dumitru Vasile pe punctul respectiv. Adică nu Mata, pe primul punct răspund domnul Dumitru Vasile. De exemplu, eu, sincer, nu am cunoștință o investiție care s-a aplicat. Și voi iau toate investiții. Monumentul, deci, drumul de la Belșeș. Bun, asta aceeași investiție, aceeași valoare nu s-a modificat. Canalizare, aceeași investiție nu s-a modificat. Apa, aceeași investiție nu s-a modificat. Singura investiție care a venit cu rectificare de lui, pentru că s-a modificat indicatorul TNM, a fost un monument, pentru că am pus granit, am schimbat soluția tehnică, adică era temcoiară decorativă și nu mi s-a părut ok cu temcoiară decorativă, am pus placă de marmură și capitelurile din granit, unde s-a modificat 45.000 de lei. În rest, domnul Vasile, eu nu am cunoștit o investiție, pentru că nu poți să faci cheltuieri dacă se dubuiază. Eu trebuie să vin în ședință cu hotărârea Consiliului Local, adică dacă investiția costă 17 lei, eu nu pot să plătesc 17 lei și un bar. Deci nu e, da. Revenind la curte, este adevărat că s-au alocat anumite sume fixe pentru fiecare, dar vedeți, la biserica de la Roma nu a fost nimic o necesitate, acum la Sănduren o necesitate, la... Da, ele au fost, pe exemplu, 200.000 pentru biserica de la Greșești este de la începutul anului, 200.000 pentru Sănduren au fost de la... Da. 20.000 la... Problema a fost, de adevărat, de la biserica de la Coman, unde ne-am dus de la 700, am mai urcat cu 15.000, încă 15.000 și ne-am dus la 1.150.000. Da, referitor la activele fixe și puse în buget, este normal pentru pe execuția bugetară de la sfârșit de an, da? Noi trebuie să mergem pe un buget al Consiliului Local care ne impune finanțele. Și acolo am niște subcapitoluri pe care zice, din active fixe, 7 lei, 20 de lei, concesionări, 7 lei. Și eu trebuie să mă duc pe partea, de exemplu, vedeți cu găurile astea din buget, acum nu sunt eu în măsură, spun că nu sunt eu economist, dar în momentul când faci un buget prognoză, o prognoză pe bugetul tău, să zicem că în bugetul local, tu o să încasezi 4.000 reale. 4.000 reale. Rectificarea asta de buget, ei n-au făcut-o pe venituri. Pentru că nu sunt venitul, a făcut-o din cadrul capitolului. Dar la noi, spre exemplu, dacă eu pun finanțele, îmi spun, dom'le, ai un buget de cheltuieli de 3 miliarde de jumătate, un buget propriu, din taxe și impozite, 3 miliarde de jumătate. Dar eu am încasat 4,2 miliarde. Dar ei nu-mi dă voi decât 3 miliarde de 500. Înseamnă că eu acum am putut să suplimentez veniturile cu 70.000 de lei, cu 700 de milioane. De asta... De ce? Și ei nu ne dă voie. De ce? Pentru că inflația va crește, deficitul la bugetar. Și îmi spune, rămâi pe 3.500.000, nu te duci pe 4.200.000, dar dacă nu te duci, nu poți să-ți ridici veniturile pe anul respectiv. Și atunci tu o să rămâi cu facturi neplătite. Ați înțeles? Deci tu spui că bugetul tău este 3.500, dar tu adun 4.200, ai, îți rămân 700 milioane în casări, ridici venitului cu 70.000, cu 700 de milioane și poți să faci cheltuieli. Dacă tu nu ai inclus acei 70.000 în plus la venit, tu nu poți să faci ele. De exemplu, acum pe televizor, da? S-a făcut o rectificare de buget din cadrul interiorul capitolului, rând anumite sume de bani de la diferite ministere. De ce? Noi acum nu avem o prognoză fixă câte venituri avem la nivel național. Unii spun, domne, nu s-au încasat 21, alții spun 11, alții 15. Nu se știe. De ce? Acel buget făcut este pe un deficit de 2,5-3%, adică tu spui că o să încasezi 226 de miliarde, dar o să încasezi cu 3% mai puțin 5 miliarde. Ei, tu dacă n-ai pus 5 miliarde în buget, ca și venituri, tu nu poți să faci rectificare de buget.
Adică nu poți să-i cheltui. Și atunci, tu, dintr-o dată, acei 5 miliarde și cu 5 miliarde, te duci la un deficit de 5%. Asta, deci, ca și concluzie, trebuie să incluzi. Da, nu e nici adeptat de partidele fizice, dar e o hârtie de la aia în care spui și nu-ți dă voie decât pe anul precedent să vin cu toate alea. De exemplu, noi mergem cu 3.500.000 pe 4 ani. Cantitatea primar venită era din 3.200.000, domnul Vasile. Da, altă întrebare. În ședința de anterioară am mutat niște bani de la Căminul Cultural. Dumneavoastră mi-a spus că va fi mai ușor de autorizat atunci când vom avea apa curentă. O idee, nu știu. E o situație foarte grea. Deci nu s-au, vreau să vă întreb dacă s-au făcut demersuri în vederea autorizării. S-au făcut demersuri, numai proiectarea este 600 de milioane. Sau 500 de milioane. Și nu ați început-o? Nu am început-o. Este puțin teamă. Adică aștepta apa asta, nu știu ce. Se modifică tot, poate geamul, tot se modifică. Și niciunul nu vine cu o soluție completă. V-am zis, doamna Ghera vine cu o soluție, am adus pe cineva de la casa mea cu o soluție, adică să cheltuie acum 6 miliarde, 500 milioane în apare și tot. Nu știu ce să spun. Vorbim de proiectare, dar expert? Expertiză? S-a făcut? S-a făcut expertiză. Nu, proiectarea nu e expertiză? Nu, scenariul la incendiu, nu e expertiză. Scenariul scenariu incendiu. Adică pe baza scenariului la incendiu, pe care ți-l faci o firmă, respectiv firma asta de la Piatra Neamț, da. A zis că scenariul la incendiu este 400-500 de milioane, 500 de milioane. Ei, pe urmă, execuția lucrărilor care sunt date prin scenariul la incendiu, tu obții un aviz de la ISU în vederea autorizării. Tu te duci cu scenariul la incendiu la ISU, îți dă avizul, execuți lucrările care sunt în proiectul respectiv, da. Și pe urmă obții autorizație. E o situație de păi totuși ar trebui început. Că avem scenariul la incendiu, avem după aia proiectare, după aia realizare cu construcții, după aia iar autorizare. E adevărat, dar suntem acum atât de multe investiții, avem de nu știu cum să le nescurăm. Da, este foarte adevărat, sunt investiții, dar... Eu nu mai știu ce să facem. Și cum să stăm cu monumentul, folosim case praznicale, ce facem? Căminul Cultural. Păi da. Nu îmi dau voie să facă nunți, plasnice, acum avem niște bani să punem în jaluzie. Da, iar e Căminul Cultural. Eu îi dau voie, că până la urmă legislația pe 200 de... Problema că cineva își face un eveniment în el, domn primar. E vorba că el trebuie să funcționeze în primul rând ca și Căminul Cultural. Că mai sunt și alte evenimente... Nu sunt bani. De exemplu, eu nu te-am dat proiectul de la domnul Rubeș, de la Curtea de la Tisa. Dacă ar fi bani, da. Deci vrem să facem punea de la Tisa. A venit proiectul, nici nu am desfăcut. Știți cât costă? Nu l-am desfăcut, că mă doare capul când am venit cât costă. Am amintit. Eu credeam că eu am venit o valoare și mi-a spus ce valoare, nici nu am desfăcut. Reactualizarea proiectului? Da. E gata. Nu știți, e gata. În jur de 2 miliarde. Stă proiectul acolo pe masă, nici nu l-am desfăcut din 3 săptămâni. Am amintit. Aproximativ, nu? Cred că e... Nu, eu știu așa scârță, se vedea. Nu, dar deci în jur, cred că. Eu știam tot, e din când o stat, din 2012. În 2012 mai trebuia de achitat din 4.400 minus 1.300, 3 miliarde. Dom'le, din 2012 până acum, ce inflația mea IPC-ul ăla? De 10-15%. Deci 10 ori 3, eu ziceam 3.704. Vedeți, acum e 7.800, 8 miliarde. Și am mai scos din el, după termenul. E foarte. Păi, acolo la ce sunt? Sunt astea, grinzele, nu? Grinzele, podul de lemn, ca așa era, nu? Da. Lemnul, grinzele alea de lemn, de fier, pistola da. De lemn. Trebuie din asamblare, da. Dar mai bine și de apă, că te pui sus, mă deja din nou alea culturale, nu e să plim și de lievri de apă, din toate. Da. Stați un pic să vedem ce zice proiectul. După aia, ia o înșală nu faci. Nu mă plac un an de făcut. Ce? Da. Foarte, pentru că m-a avizut de la asta. Da? Eu vă înțeleg. Locul am făcut. Da. Acolo mai lipsesc 3 grinzi de fier, nu? O dată.
Trei, da, da. Trei gânzii, plus traversele alea de lemn și mâna curent, vă vezi, nu? Da, e bine, da. E un lucru la ce vă lua, uitați, acum am desfăcut, uitați. E gata pe ei. Da. 7.500.000. Așa e, dar un proiect am tot valoarea. Dacă nu scoatem la licitație, poate vin altul. Și ai impresia că vin cineva cu 4.000. Aici, da. Să vedem. Ce greutate de fier e acolo? Poate l-au pus la 2-3 euro kilo. Am dat jos încă cu 1 milion, doamnă. Era 1 milion de jumătate. Hai ce să vă spun acum, eu nu vreau să supăr pe nimeni. E un studiu pe oportunitate. E făcut, îl fac. Dar nu necesită atâta cheltuieli, nu? Studiul ăla de oportunitate e pe locuitor. Hai să fim obiectivi, îl fac. 4 milioane, avizitor, expertizii, îl fac. Dar nu... E foarte greu să bagi din bugetul local, să faci un pod unde nu îi sunt oameni. Locuitor. Pe exemplu, la Verșești, da? Sunt poduri ăla cal. Ăla de la Fielcu, de la Mihai Fielcu, stă suspendat. Sunt reglementate de alte legislații. Vedem ce monumentul este. Păi așa o să-l facem. Păi da, și bune, 7.500.000. Acum, dau un exemplu. Ori să vină urmașii noștri, să vină urmașii. Deci am făcut transformatorul ăsta, adică analizare 5 general. Și vă pun o întrebare la toți. Avem de ales între stația, transformatorul de la stația de canalizare, care dacă nu ai, nu poți să-i dai drumul, și punea gratisă. Ce faci tu? Ce aprobați? Canalizarea. Canalizarea. Vedeți? În proiectul de canalizare nu a fost inclus și alimentarea pe energie electrică? Este cu alimente de o nume, nu de la înaltă tensiune. Nu. Cine a proiectat un loc de care îl consum de și necesită avizul? Nu a fost un aviz la eu, nu a fost ce trebuia cu reguli? Nu s-a făcut? Nu a început lucrarea cu un aviz condiționat sau cum? Ce început lucrarea cu un aviz? Nu sunt aviz, dar ce la ei legislația se schimbă pe azi pe mâine. Înainte era până în 50. Cu... Din plantețul ăsta, din linie joasă, s-a pus chiar menea asta, din câmp. Joasă, din linie joasă. 7 milioane de gânduri, de data, da, ce spuneți dumneavoastră? La alzare, suprastructură, pune și lampe de acces, 662.000. Da, aici, la lampe de acces, sunt curios că profină. Lucrări de amenajare potenția mediului. Păi, uitați-vă. Da? Am dat jos lucrări de amenajare pentru potenția mediului. Drumul tehnologic, da? Amenajare drumul tehnologic. Numai drumul tehnologic e 1 milion. Vedeți, sumele astea nu sunt date de mine, nu l-am deschis. Sunt date de poetan. Da. Acum, dau jos 801 real de ăla. Drumul tehnologic nu a fost făcut. Făcut, dar ei acum nu îi trebuia drumul tehnologic. Că se duc. A fost făcut. A fost făcut. Tică. Acum când pune acele trei tronsoane sus, nu trebuie să... Bine, vă doare și trebuie să vorbiți de asta, vă doare sus. Știu, știu și vă spun de ce. Eu mă abțin și nu vreau să vorbesc. Deci, am deja dat. Mă doare suflet. Am deja dat. Deci ca să pui sus... Mi-a dat o sentință, da? Proiectul, îi dai 7 miliarde. Da, păi el, 31. Mi-a dat o sentință, da? De 5 miliarde 800 și la viceprimar de 1 miliard. Adică 6 miliarde 800, așa, ca să plătim noi. Când ele au fost făcute. Devenirea a fost făcută, nu s-au luat în calcul. Au fost făcute. Ce au fost? Știți ce? Nu, ce a fost corect. Eu, cu toate sufletul, eu n-am putut să vorbesc, nici nu vreau să, dar îmi văd din treaba mea, în continuare, dar în schimb, deci, astea, mă, deci, n-au fost corecte, mă, deci, pentru mine. Și 8 ani de zile, da? 8 ani de zile, eu m-am împolnăvit. Așa. Și nu știu câți rezistau să stai, mă duci în stresul care l-am stat eu 8 ani de zile. Sunt 8 ani de zile. Așa. Și cu toate că n-am făcut absolut nimic. Da. N-am luat nimic. Nu mi-am însumat nimic de acolo. Drumul tehnologic a fost făcut, deviere de apă a fost făcut, tronsoanele au fost, alea trei acolo și au fost mai multe lucruri, mă duci. Dar uitați că ajungem, eu am spus, să ajungem, iar din nou, mă duci, să vorbim ce nu trebuiește.
Și de asta eu mă abțin. Acum să nu vorbesc. Eu când v-am întrebat de valoarea tabuielul, m-a pus o întrebare, scuzați. Tabuielul, sunt trei tabuiere, are 10 tonii 301, da. Da? Unul singur costă 90.000 de lei, 89, puneți 90.000, fără de vrea, fără de vrea. Deci 281.000 cele trei tabuiere. În sumă, 30 de tari? 31,4 281 fără TVA. 281, 2.800.000. Și înainte... Păi da, dar aici e un post supraestimat, dacă nu este, domnule. Haideți să vă spun de ce nu este. Pe vechiul proiect era 67.000. No. Deci, m-am întrebat acum. Știți cât este? Știți cât este acum? Pe kilogram. 8,3. Nu e adevărat. Eu trăi. Am trăit eu peste tot. La Scorța, la Onești, Scorțanu face cu 1,10 € fără TVA, prelucrat de un fier, prelucrat în fabrică, cu un rezablat. Hai să vedem. Hai, dă-mi uite, să vedem. Împalt un care asta, poți să împalt în două. Da, pe rotul, cum a făcut un am făcut structură metalică cu 1,35 montat. 1,35? Da, fără TVA. Montat. Cum 1,35? Un euro 35? Un euro 35. Păi da, ia să vedem cât da, dar e vală, nu e grindă. Grindă e mai ușor. Vreau 7 lei. Adică... A, nu e nouă. 1,35. Adică să vedem chiar așa. Deci 1,35, 8,47, înmulțând cu timpul 1,9, aiurea 7,55. S-a spus. Păi și mai este în primar, pentru că e... Păi da, dar câte elemente are o hală și cât timp pune la montaj, ce impune la montaj, ăla îl face tot în fabrică, vine și îl pune cu macaraua și 10 toni la fiecare piesă. Deci nu vă gândesc că un... Nu ți-a 7,50, ți-a 7. Mai putem nu-ți faci. Da, sunt niște reduceri de costuri. De la 2 miliarde 800 te-ai dus la 2 miliarde. Nu. Cu 2,300, 2,400. Era 700 acum în 2012. 2 miliarde la 2012. Dar nu crezi cu prețurile. Nu mă, dar ăsta e proiectul actualizat la prețurile de acum. 8 ani de zile. 8 ani de zile și-o... Nu? Să-ți iau și eu, mă gândeam așa, să-mi fac un dăm cu legea 96 și 87, îmi permite să-mi fac asta pe loturi, îmi fac pe loturi, fac tronsoanele și restul de ce face. Măcar să văd tronsoanele sus acolo. Adică, ce nu am înțeles eu, și aici, pe bucăți, ce n-am înțeles eu, am zis să pună pe deasupra tavă. Nu vreau să pună, dar să pun și gâzi de la. Pentru amortizat. Banii să-l bagi unii azi. Bagi unii lor. Să-l bagi? Nu, nu. Facem ce-i de făcut. Pentru curiectul ăla, dacă e de făcut, ce-i de făcut, mai important. Standardat că puniți mai ales pe toate. Lucrări importante sunt toate. Și spate. Curiectul. Iar la altul poate merge. Așa. Păi începe, ca-l luat, nu puteți nămi niște. Și domnul Iulian, Baza la bătaie.